Ministrul Sănătății Eugen Nicolaescu a declarat că introducerea taxei a fost aprobată miercuri prin hotărâre de guvern. Pacienții care au nevoie de spitalizare vor plăti între 5 și 10 lei. Coplata va fi încasată pentru serviciile medicale acordate în regim de spitalizare continuă în secțiile sau compartimentele cu paturi din unitățile sanitare aflate în relații contractuale cu casele de asigurări de sănătate, a declarat Nicolaescu pentru Mediafax. Coplata a fost adoptată în urma negocierilor cu Fondul Monetar Internațional. Am reușit să negociem coplata prin discuțiile cu femei, astfel încât aceasta să nu se aplice la toate serviciile medicale, ci numai la serviciile spitalicești pe caz extern, cu excepția medicinii de urgență. La externare o singură dată, nu pe zi, nu pe săptămână, o singură dată la ieșirea din spital, explica Eugen Nicolaescu la începutul anului. Potrivit ministrului sănătății, vor fi și români care nu vor fi obligați să achite aceeași taxă. Vor fi și români care nu vor fi obligați să achite această taxă. Vor fi excluși cei care se internează în regim de urgență, oamenii cu boli cronice care se internează de mai multe ori pe lună, minorii, gravidele, lăuzele, persoanele cu handicap și pensionarii cu pensii sub 740 de lei.